Salutare și bine te-am regăsit la un nou review de telefon de gaming de la Red Magic. Nubia Red Magic. Acesta este Nubia Red Magic 6R și R-ul vine de la Racing. Nu-mi dau seama care e legătura, dar mergem mai departe. Acest Nubia 6R, care spre surprinderea noastră vine într-o cutie puțin diferită față de telefoanele din seria 6 sau 5 sau 3 sau 2, care erau într-o cutie din asta drept, pătrată mai mare, și care arăta foarte simpatic, a venit într-o cutie normală. Și asta poate înseamnă cumva faptul că au încercat să facă puține economii atât la ambalaj, cât și la materialele de pe telefon, cât și la anumite aspecte ale telefonului, ca să iasă ceva mai ieftin decât Red Magic 6, pe care l-am și pe acela aici și care, da, era o bestie din toate punctele de vedere. Ăsta este Red Magic 6, acel telefon de gaming pe care vi l-am recomandat acum câteva luni când a fost lansat și care are cam toate specificațiile posibile pentru a fi cel mai puternic telefon de gaming la un preț foarte bun, la un preț mult mai accesibil decât Asus ROG Phone 5, de exemplu, care într-adevăr are câteva lucruri în plus, dar hei, la capitolul performanță stau cam tot pe acolo. Bun, hai să vedem ce se află în cutie. A, trebuie să avem husă. Și avem husă. Husele este deja devin standard. Și da, sunt simpatice, îți arată spatele telefonului, dar se murdăresc atât de rău. Mai ales când transpiră mâna, când îl ții pe el. Ceva cărticele. Game time, anytime. Husa care era pe telefon, husa. Plasticul. Plastic. Mai renunțăm și de poate la plastic. Un încărcător destul de masiv care are doar 30 de W. Și vine cu un USB normală. Am zis doar 30 de W pentru că vine cu varianta de 50 de W, dar aia se comercializează doar pentru China. Nu știu ce au făcut chestia asta, dar hei, poate au iei niște discuții. Un cablu roșu de USB A la USB C și aici mai am ceva. Mai, ba da, mai am, mai am. Mai am un adaptor de USB C la jack. Pentru că Red Magic 6R de la gaming nu mai are jack. De ce ai avea nevoie de jack pentru un telefon de gaming? Economie, vă zic eu. Jack-ul a costat și el un dolar. Poate vreo 2, 3, dacă trebuie să fac un redesign al plăcii de bază. Și uite așa, am făcut un pic de economie. Nu prea sunt de acord cu chestia asta, mai ales în cazul telefonelor de gaming, unde ai, nevoie de o pereche de căști cu jack, pentru că nu vrei să ai latență, nu vrei să ai lag și căștile cu Bluetooth cam toate au. Tocmai de aceea, telefoanele de gaming ar trebui să aibă întotdeauna jack. Bun, hai să facem analiza exterioară. Pe exterior avem un telefon puțin diferit. Pentru că în comparație cu vechiul Nubia, bine, vechiul, frățiorul mai mare, ca să-i spunem așa, aici avem un telefon care seamănă mai mult la telefon. Nubia era o chestie puțin diferită, dar aici avem un telefon care arată mai degrabă telefon, pentru care desigur, camera bump. Și are patru camere aici, dintre care sunt doar trei camere, că una, știți voi pentru ce e, acea de 2 megapixel care face apropierea și te ajută să scoți niște fotografii ceva mai bune. Spatele este texturat frumos pe interiorul sticlei, care e posibil să fie polisticlă, policarbonat plus sticlă, glastic și alte denumiri, iar pe față o bucată foarte mare de sticlă, din care am înțeles că este totuși un Gorilla Glass 3. Din ce țin eu minte, Gorilla Glass 3 este tata lor la capitolul grosime. Și sunt de acord că au pus Gorilla Glass 3, pentru că e una dintre cele mai rezistente sticle pe care uh, poți să o pui pe un telefon. I like it, e foarte bine uh, lucrat, finisat. Pe partea din dreapta avem desigur butonul de power, butoanele de volum, care erau puțin diferite la vechiul model, aveam doar butonul de power pe partea asta și volum pe partea cealaltă, pentru că, după cum o să observi, lipsește cu totul ventilatorul de răcire de la interior. Nu mai avem ventilator de răcire pe Nubia 6R, dar avem același procesor. Și asta e bine. Îmi place că au păstrat butoanele haptice, adică aceste contacte de aici care pur și simplu acționează ca niște triggere atunci când ești într-un joc și merge cam în o mulțime de jocuri. L-am testat și pe asfalt și pe gen și impact, Nu am înțeles exact care e treaba cu jocul ăla, dar toată lumea laudă ca fiind un joc foarte complex din punct de vedere grafic, așa că l-am pus și noi pe telefon și uh, se comportă foarte, foarte rapid. trigger este ca au un, uh, un răspuns de 360 de Hz, adică de 360 de ore pe secundă ele detectează uh, atunci când le atingi, ceea ce e foarte bine. În partea de jos o să observi muha de OSBC, slotul de SIM, care nu știu dacă este dual SIM fizic. Nu, nu suportă microSD, e doar slot de SIM și atât. Da, e dual SIM, poți să pui două SIM-uri în el. Și motivul pentru care nu suportă microSD este platforma Snapdragon 888, care bineînțeles vine cu o stocare foarte rapidă UFS 3.1. Și are aici avem un microfon și un difuzor, un singur difuzor, pentru că în comparație cu modelul mai mare în partea de sus nu mai există nici un difuzor, doar camera. Hai să mergem la display. La capitolul display avem un display puțin mai mic decât frățiorul lui, mai mare, care în loc de să fie de 6,8 inci, de data asta are 6,67 de inci. Ambele sunt de tip AMOLED și arată foarte similar. Extrem de similar. Uite știu, luminositate, contrast, sunt cam la fel. Iar diferența majoră între ele ar, fi, ar trebui să fie refresh rate-ul. Ambele vin cu 144 de herți, chiar și cel care este un pic mai accesibil, dar acesta ar fi trebuit să ajungă la 165 de herți. Din păcate sau din nefericire, același lucru, nu am găsit setarea de 165 de herți. Cel puțin pe modelul pe care l-am primit noi avem... Deci nu mai am setarea de 144 de herți. Deși aici mi arată că el la 144 de Hz. Și asta pentru că eu am făcut un update acestui telefon și acum îmi arată 165 de Hz. Dar nu mai am 144. Deci, practic, era o chestie de update de software. Dacă mai ați văzut review-ul 6 simplu, lui Red Magic 6 simplu, chiar am spus în timpul review-ului că nu găsesc să de 144 de Hz pentru că nu era. Acum este. Bun, acum e o diferență clară între ele. 144 versus 165 de Hz. Nu o să observi sub nicio formă diferența dintre ele. Nici, nici cea mai mică șansă. N-ai cum. Și nu te stresa pentru că oricum nu există foarte multe jocuri care să suporte 120 de Hz, dar pe 144 sau 165. Deci din punctul meu de vedere această specificație este irelevantă. E mai mult de marketing. Și dovada că a venit Uh, am opțiunea acum de 165 de Hz pe el. Se pare că e doar un update de soft care face un mic overclocking controlerului de display. Am rezolvat cu asta. Oricum, culoile se văd foarte bine. Rezoluția iarăși și foarte bună. Avem 1080 pe 2400 de pixeli, la fel ca și pe modelul anterior, iar acesta practic este mai concentrat la uh, nivelul de pixel pe inch decât varianta anterioară, pentru care ecranul o idee mai mic. Ca și sistem de operare vine bineînțeles cu Android 11, și da, e o idee bună, deși nu am văzut modelul 5S, de exemplu, să fie upgradat la Android 11. Au rămas, iarăși face un update, au rămas ambele la Android 10, versiunea testată, iar versiunea anterioară la Android 9. Deci nu cred că o să existe un suport major. Pe de altă parte, nici nu recomand, pentru că ROG 3 merge foarte bine pe Android 10 și nu aș vedea, aș vrea să existe vreo problemă de software din cauza sistemului de operare care se împiedice să te joci. Pentru că astea sunt practic telefoane de gaming. Nu sunt gândite să uh, ai cea mai nouă și cea mai rapidă experiență de Android ci să funcționeze așa cum au fost construite. Și cu asta sunt perfect de acord. Așadar, la capitolul stocare sunt două versiuni. Avem versiunea de 8 GB de memorie RAM și 128 GB de stocare care vine la 499 de euro și mai avem și versiunea cu 12 GB de RAM și 256 GB de stocare, care vine la 599 de euro. Practic, ăsta, în momentul de față, cu configurația minimă, costă 3.000 de lei, ăsta costă 2.500. Și acum o să-l pun pe ăsta mare departe, după ce am arătat care sunt diferențele între ele, și să luăm puțin la puricat pe ăsta micu. A, încă un minus foarte important, cel puțin pentru care cei care s-au obișnuit cu așa ceva, cel mic, adică 6 nu mai are butonul de gaming de pe laterală, cel care activa... Interfața dedicată, adică aceasta. Acum va trebui să o faci din software. Acum, partea de răcire este foarte bine gândită pentru că au folosit pe lângă um, niște elemente din carbon care transferă mai rapid căldura de la procesor la carcasa din aluminiu, care apropo este foarte solidă și au folosit și niște elemente din cupru și niște țevi de răcire cu condensare, în care există un lichid în acele țevi care trec pe deasupra, zonelor care se încălzesc, componentelor care se încălzesc și transferă căldura prin evaporare și prin condensare către radiator care în cazul de față este carcasa. Bine, are și o bucățică de um, cupru cuprum acolo de desubt. Chiar și așa este un telefon foarte ușor. 186 de grame și doar 7,8 mm. 7,8 mm. E mult mai subțire decât telefonul anterior și da, este sensibil mai ușor pentru că ăsta avea numai puțin de 220 de grame. Cum se comportă la capitolul gaming? Pentru că asta mă interesează cel mai mult. Foarte bine! Foarte bine! Aici îmi spune că pot să pornesc modul de gaming. Se încarcă jocurile la fel de repede ca și pe cel anterior, adică pe, pe Red Magic 6. Și bineînțeles se văd la fel de bine, dacă nu chiar o idee mai bine. Faptul că jocul este atât de fluid te ține captiv. Adică am stat vreo 10 minute doar să mă plimb pe aici, prin stânga și prin dreapta, și mă fascinează faptul că grafica este atât de fluidă. Se mai văd niște mici artefacte acolo în partea de sus, de exemplu, unde randează la depărtare. Ia, am găsit un blob din ăsta pe care trebuie să-l atac, desigur. sigur. Este lups cu toată lumea aici. Deci că e o pietricică. Unde fugi, mă? Unde fugi, mă? Așa. Și am luat energia magică al acelui blob. Mergem mai departe către... acolo e ce e o cruce. O chestie. Vezi ce spuneam? Te captivează faptul că este atât de fluid jocul și că este ușor de controlat și de manevrat și răspunde foarte repede la comenzi. Din ce am văzut din testele noastre, m-am jucat cred că vreo jumătate de oră. Locul în care începe să încălzească destul de mult este aici în partea de sus, unde bineînțeles se află procesorul. Aici avem probabil bateria și nu e deranjant. E ok. Dacă îl ții și în husă, s-ar putea să resimți mai puțin tu această încălzire, dar atenție, dacă te joci cu el um, într-un mediu la exterior, de exemplu, la 30 ceva de grade și mai stai și în soare, um, nu-i chiar ok. S-ar putea să-l vezi că se um, face throttling destul de puternic, adică îi scade destul de mult viteza procesorului ca să-l protejeze de căldura foarte puternică. Um, nu se încălzește atât de mult încât să-ți închide jocul, nu se încălzește atât de mult încât să observi o diferență majoră de uh, scădere la, nu știu, la capitolul grafic, să vezi că merge sacada sau lucruri de genul ăsta, însă da, este puțin mai fierbinte decât generația anterioară pentru că, hei, nu poți să bați un ventilator doar cu răcire pasivă. Așadar, îl văd ca pe une, unealtă de gaming din toate punctele de vedere, mai ales că deține și acest meniu foarte simpatic, care mi, mi place foarte mult pentru că pot să opresc toate notificările de la mesaje și de la alte uh, aplicații care mă pot enerva pe parcursul jocului. Am uh, acest Aiming Assist, uh, am pe lângă asta, pot să-mi comut între 144, 60, 90, sunt jocuri care n-au nevoie, de exemplu Genshin Impact funcționează pe la vreo 50 și ceva de cadre pe secundă, și poți să-l treci niște pe 60 de Hz și în felul ăsta economisești mai multă baterie. Ai partea de Screen Recording în care, bineînțeles, poți să o selectezi să-ți ia sunetul din, de pe telefon, să-ți ia sunetul doar din microfon, să-ți arate zonele de touch și, bineînțeles, chiar și rezoluția la care vrei să înregistrezi. Și asta e foarte, foarte fain. Și mai am o mulțime de opțiuni aici interesante, cum ar fi Lock Touch, uh, Charge Separation. Charge Separation e o chestie foarte interesantă. Dacă cumva te joci, în momentul în care vrei să-ți încarci telefonul în timp ce te joci, Având un încărcător de 30W, de e posibil să consume mai mult telefonul decât încărcarea bateriei. Și în felul ăsta, pur și simplu, îi dai curent direct din priză și bateria rămâne în stadiul de încărcare în care era. Dacă, de exemplu, nu vrei să se încălzească foarte mult telefonul, pentru că atunci când te joci și îl încarci, în același timp se va încălzi, pur și simplu conectezi cablu și uh, setezi acest Charge Separation și își va lua doar curent din exterior, bateria lăsând-o în pace. Poți să blochezi mesajele în timp ce te joci, chiar să blochezi apelurile, încât să te poți juca liniștit. Că cam asta e ideea. Poți să le reglezi state de aici, și să vezi, bineînțeles, care sunt performanțele procesorului și ale procesorului grafic în acel moment. Partea de meniu este absolut impecabilă, mai ales dacă, chiar și dacă îl ții la 120 de Hz, la 90 de Hz îți recomand să-l în meniuri sau la 120 de Hz și să-l urci la 144 atunci când chiar ai un joc care se folosește uh, frecvența asta. N-ai nevoie să-l ții tot timpul foarte sus. Este extrem de fluid, e extrem de rapid, toate meniurile se mișcă impecabil, și n-am nimic să-i comentez. Este interfața de Android curată care are pur și simplu un skin peste ea. Always on display, să-ți arate frumos niște iconițe sexy cu niște mașini zburătoare. Ok, l-am activat. Pac. Și acum o să mai apară pe ecran. E foarte simpatic, atenție că și asta o să mai multă baterie. Și la capitolul încărcare spuneam mai devreme că se va încărca la 30 de W cu încărcătorul din cutie. Iar asta e bine, pentru că cu bateria cu care vine acest telefon, adică acei 4200 de mAh, e un pic mai mică față de cei 5000 de mAh pe care avea Red Magic 6, o să descurce impecabil toată ziua dacă nu te joci, toată ziua de dimineață până seara, la un refresh rate de 90 de Hz, estimativ, dar atunci când te joci, atenție, ai nevoie să ai încărcătorul lângă tine pentru că două ore de gaming sau două ore jumătate de gaming cu luminositatea dată spre maximum și cu sunet, o să-ți descarce telefonul de la 100%, la, 100 la aproape 0%. Și este normal, nu te speria, e normal, e normal să se încălzească, să-l simți cald în mână și asta datorită faptului că procesorul de la interior este foarte puternic, extrem de puternic în comparație cu generațiile anterioare, care și alea aveau probleme de temperatură și ăsta face chestia asta doar atunci când te joci. E normal. Concurentul direct al acestui telefon, lui Nubia, Red Magic 6R este nimeni altul decât Realme GT5G. Acesta este concurentul direct. La toate capitolele, aceste două telefoane sunt extrem de similare din toate punctele de vedere. Avantajul lui Red Magic 6R este poate dimensiunea ecranului 6,67% față de 6,43%. În rest, același procesor grafic, același procesor normal, același tip de stocare UFS 3.1. Aceeași memorie RAM 8 GB sau 12 GB, aceeași rezoluția a display-ului, același refresh rate, sunt practic niște telefoane extrem de similare. Aceste telefoane costă ambele 2500 de lei în momentul de față dacă le cumperi din România. Dacă vrei totuși un telefon de gaming, ți-aș recomanda să-ți iei pe Red Magic 6R datorită acestor butoane haptice acestor taciuri de aici, care contează foarte mult într-un joc, dacă nu vrei să ai, dacă vrei să ai controle duble, de exemplu, ai uh, mișcarea în partea stângă, ai acțiunile în partea dreaptă, dar aici vrei să mai ai alte controle pe care ți le poți configura tu și contează. Acesta nu le are, e mai degrabă un telefon. La capitolul camere, acum, hai să facem niște selfie-uri. Și nu arată foarte rău. E destul de realistă poza. Dar atenție, am lumină foarte multă în momentul de față și nu mă aștept să fie ceva extraordinar atunci când o să ies afară. Iar la capitolul filmare, hai să-i facem testul acum, ca așa cum facem de obicei, ar trebui să avem Full HD, Lux, 8K, tati! Ia să vedem, cam așa arăt în momentul de față, într-o lumină destul de bună pentru camera pe care o avem noi, care totuși nu are un senzor atât de mare și ar trebui să mă pot filma liniștit cu el și în zone mai întunecate și în zone și mai întunecate deși spune că este pentru outdoor use tocmai de-aia o să o scot pe geam. ce noroc, acum vine trenul, ia să fotografiem trenul prindem trenul uite pot să fac și zoom, nu cred yes, are și un pic de stabilizare nu un pic, nu foarte multă. Da, e ok. Uite pe băieții noștri. Ia uite pe băieții noștri. Au fost să mănânce niște merdenele. Prea multă gălăgie. Măcar acum vedem și dacă microfonul e bun de ceva. Asta este uh, review-ul și impresiile noastre pentru Nubia Red Magic 6R. E o diferență destul de mică între telefonul pe care l-am testat acum câteva luni, adică 6-le simplu. La 2500 de lei să ai telefonul cu cel mai puternic procesor de pe piață, care să fie capabil de cele mai performante jocuri posibile și să nu-ți dea emoții la nimic, 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 mi se pare că este o afacere bună. Indiferent care ar fi aceea. 6, 6R sau Realme GT 5G. Cam atât. Asta e review-ul nostru pentru Red Magic 6. Sper că ți-a plăcut. dă un like, dă un share dacă ți-a plăcut acest video și dacă ai un telefon de la Nubia, spune-mi care e experiența ta long term cu ea. Dacă te-ai jucat câteva luni de zile pe un astfel de telefon, spune-mi ce părere ai și cum ți se par aceste telefoane, pentru că în afară de feedback-urile ok, îmi place, e drăguț, e simpatic de unde l cumpăr, n-am văzut pe nimeni să spună, băi mi-am cumpărat de la ei. Îl am de jumătate de ani și sunt mulțumit sau nu sunt mulțumit și de ce. Vreau să-mi spui experiența ta pe termen lung dacă ai așa ceva. Ia-ți un pic de timp și ajută și comunitatea să înțeleagă uh, dacă merită un astfel de telefon sau nu. Cam atât pentru astăzi. Eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare. Numai bine!